vreau să vă spun că pentru a implementa și pentru, de când scrii primul SF-ul în vederea unui proiect de modernizare, studiu de fezabilitate, într-o localitate, da, până la implementarea ani, până la semnarea contractului de execuție, durează minim 2 ani de zile, fiindcă permanent se solicită foarte multe avize, acorduri în vederea emiterii autorizației de construire. Acum vă spun, de 3 săptămâni, la inițiativa președintei Comisiei de Administrație Publică și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, Simona Bucura Oprescu, eu sunt secretar cu dumneaei, într-o discuție am convenit și am invitat toate structurile asociative, ceea ce înseamnă UNECJR-uri, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, AOR-urile, orașele, municipiile, comunele, și comunele, da, pentru a sta la o masă rotundă, pentru a ne aduce propuneri efective, și acum suntem în acest proces de colectare date, să vină fiecare propuneri pe domeniu și noi să găsim împreună cu dumnealor să găsim simplificarea acestor avize și acorduri. Este o nebunie, este o nebunie, nu se poate. Se poate, un proiect care deputat este finanțat pentru 3 ani de zile, 2 ani de zile, stai pentru obținerea autorizației de construire, iar constructorul trebuie să se construiască într-un an. Și atunci ne mirăm că termenele... Exact. Eu am propus, sincer, dacă solicităm un aviz să dăm aleatoriu de la Mediu sau de la Apele Române și în 10 zile funcționarul nu binevoiește să deschidă cel puțin acel dosar, documentație depusă acolo, în 10 zile să treacă tacit, exact cum trec și unele legi în Parlament, să treacă tacit efectiv și să parcurgă pașii următori pentru a obține autorizația. Doi, un aspect care pe mine mă îngrozește și m-a îngrozit tot timpul și când am fost primar. Îmi solicită aviz de la gaze, de la Transgaz. Și gaze în Apuseni nu există, n-a fost niciodată, de când a trăit bunică, 96 de ani. Domnul deputat. Solicită aviz de la calea ferată. Noi nu avem cale ferată. Gândiți-vă doar pentru a trece timpul, pentru a bate pasul pe loc. Dar cine solicită asta, domnule? Păi este în certificatul de urbanism, printr-o legislație stufoasă. Care... Cine a făcut legislația? Parlamentul. Dar noi, pentru prima dată, vă rog să mă credeți, dorim să reducem aceste termene de avizare și totodată să simplificăm lucrurile, fiindcă nu este normal.